Se anunță un sfârșit de săptămână plin de activități la Reghin. Mâine sosesc în municipiu participanții la cea de-a 12-a ediție a concursului național de ecologie intitulat Ovidiu Bojor. Organizatorul evenimentului este însuși fiul cercetătorului Ioan Bojor, căruia îi se alătură primăria Reghin și instituțiile de cultură. Chiar liceul agricol astăzi se numește Ioan Bojor pentru că tatăl acestui om de știință a fost un om foarte important în domeniu, are foarte multe lucrări și noi suntem mândri că este din Reghin. Nu întâmplător se ține acest lucru, la acest festival la Reghin. Sunt foarte mulți doritori și implicați în eveniment și strânge peste 70 de persoane care sunt elevi și profesori din toată țara, iar noi suntem onorați că putem să-i găzduim. Academicianul Ovidiu Bojor vine la Reghin cu cărțile sale de specialitate și cu invitații de seamă din acest domeniu. Lucrările vor fi prezentate la Biblioteca Petru Maior, dar oaspeții vor ajunge și la Muzeul Etnografic și la Liceul Ioan Bojor. Administrația locală a depus tot efortul pentru a le face șederea cât mai plăcută, chiar dacă primarul va fi plecat în delegație la Notker și Erd din Ungaria. Ne-am ocupat împreună cu colegii mei de organizare și instituțiile de cultură și de învățământ se vor implica să fie o reușită și sper să-mi fie scuzată lipsa de la acest eveniment. Sunt bineveniți în Reghin, sper să meargă cu o impresie bună despre municipiul nostru, pentru că chiar dacă mai sunt și voci cârcotașe care comentează, eu consider că avem un oraș minunat, curat, frumos și plin de flori și de oameni minunați. Evenimentul se va încheia duminică dimineața cu premiera echipajelor participante la concurs, activitate ce va avea loc la Biblioteca Municipală Petru Maior.